pentru că tu ai mai multe cifre decât mulți din piață. Există o diferență între zile la modul de o zi în care oamenii cumpără mai mult sau mai puțin există diferențe, nu sunt neapărat cifrele noastre, sunt cifre pe care le-au făcut publice cei de la două parale, rețeaua de afiliere, la GPEC Summit în 11 mai. Deci sunt, să zicem, niște cifre fresh, într-un fel sau altul. Există diferențe și există diferențe pe tipurile de categorii de produse vândute. Acum, partea cea mai funny, într-un fel sau altul, este că nimeni nu poate să explice de ce oamenii Cumpără mai mult Fashion Miercurea, de exemplu, decât în restul săptămânii. Este o chestie pe care și eu l-am întrebat pe Dorin Boerescu, zic, ai o explicație pentru chestia asta? Habar nu am. Dar, pe zona de Fashion, ziua din săptămână în care se fac cele mai multe tranzacții este ziua de Miercuri. Pe zona de ITNC există vreo 3 zile din săptămână care, procentual, sunt cam la fel, adică nu sunt mari diferențe, respectiv luni, marți, miercuri deci începutul de săptămână, după care ușor, ușor curba se duce în jos. Pe zona de articole pentru copii este exact ca în ITNC, luni, marți, miercuri, atunci se cumpără cel mai mult. Iar pe zona de home and deco, Aproape toată săptămâna se cumpără la, la cam același nivel, respectiv de luni până sâmbătă inclusiv, duminica fiind singura zi în care mai scad numărul de tranzacții. Nu cred că valoarea medie a coșului de cumpărături fluctuează în funcție de zile sau de ore. În general, n-am auzit chestia asta de la magazinele online. Valoarea media a coșului de cumpărături fluctuează și în general în sus, adică au niște spike-uri atunci când vorbim de chestiuni de genul Black Friday, reduceri bine, bine deja mediatizate pe care oamenii le așteaptă. Și atunci cumpără mai mult și automat valoarea media a coșului de cumpărături crește. Dar în rest nu cred că are vreo legătură, nu știu, ora, să zicem, 11 dimineață versus ora 5 după amiază. Nu cred că fluctuează atât de mult. Uh, bun, și pentru nișe de genul ăsta, ce ar trebui să facă un antreprenor pentru a compensa în zilele în care <laughs> sunt în scădere? Băi, depinde acum. Uh... Sunt cred că destul de multe magazine online care deja fac lucruri de genul ăsta și din cauza asta ne-am ne lovit în ultima perioadă de tot felul de Black Friday-uri. Da, adică avem foarte multe Black Friday-uri săptămâna reducerilor, black week, whatever. Da? Cred că din cauza asta le și fac. Tocmai pentru a compensa o, o anumită perioadă, poate din an, în care oamenii nu mai cumpără tocmai pentru că așteaptă acele reduceri. Deci, termenul ăsta de atunci când se anunță Black Friday, nu știu, în 20x noiembrie, oamenii deja așteaptă o lună, o lună și jumătate să vadă ofertele de Black Friday ca să cumpere atunci. Și atunci ai o perioadă de timp în an în care vânzările încep să-ți scadă. Și de asta cred că și există aceste lucruri de genul săptămâna reducerilor sau whatever. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, lucrul ăsta pe termen lung nu este ok pentru piață pentru că dacă o să ai foarte multe perioade din astea de reduceri, automat obișnuiești consumatorii să cumpere doar dacă văd acea bulină de discount. Și deja există un studiu pe zona asta, făcut de Dalus la începutul anului, în care 58% din clienții magazinelor online, deci din cumpărătorii online, cumpără doar dacă văd simbolul de reducere. Deci doar dacă există produs la promo, da? la discount, la whatever. Deci 58% deja sunt mai mult de jumătate și nu cred că pe termen mediu și lung este o chestie bună pentru piață și pentru magazinele online. Să începi să te bați în continuu în prețuri, adică să spui ok, tai din marjă, vând mai ieftin, mai ieftin, mai ieftin, până când. Știi? Diferă lucrurile de la un caz la altul, evident. Pentru că dacă, de exemplu, vorbești de un, de un magazin online care și-a construit o comunitate în jurul lui, și există exemple, dar nu are sens să le dau numele, e mai simplu să vinzi. Adică nu trebuie neapărat să te bați în prețuri, ci este mai simplu pentru că dacă ai comunitatea lângă tine și o ție antrenată și este chiar și un public fidel și are nevoie de poate de accesorii sau de chestiuni de genul ăsta, este mai simplu să, să vinzi. Dacă te axezi doar pe preț, cum spuneam, nu cred că este o, o chestiune bună pe termen lung. Cam cum mai arată timpul mediu de achiziție? În modul în care uh, te duci și cauți un produs și până când îl cumperi efectiv? Păi da, aici, aici se împart lucrurile în tipologiile de utilizatori. Pentru că sunt uh, utilizatori care caută promoții. Deci acei vânători de oferte. Da? Oamenii ăia petrec destul de mult timp până, până când se ia decizia de cumpărare, pentru că analizează diverse site-uri de, de tip comparatoare de prețuri. Deci petrec destul de mult timp. Sunt, sunt și uh, cumpărătorii care iau decizia sub impulsul de moment, dar asta se întâmplă și datorită profilului magazinului, pentru că există magazine care chiar asta încurajează, acele flash sales, da? cumpără acum, doar acum ai discount nu știu cât și atunci decizia de cumpărare se ia rapid, sub impulsul de moment. Uh, nu știu dacă bărbații sau femeile se gândesc mai mult sau mai puțin la chestiunea asta. Tind să cred că femeile, în general, brausează mai mult prin site până când să-și găsească un anumit produs. Bărbații sunt un pic mai, nu neapărat rațional, ci să zicem mai practici. Mai practici. Da. Fie se uită la preț, fie compară specificațiile tehnice ale produsului, chestiuni de genul ăsta. Nu, nu se uită la. Contextul ăsta frumos, de brausat și așa mai departe, ăsta este un apanaj al persoanelor de sex feminin.